Alertăm Piatra Neamț, două surori în vârstă de 14, respectiv 12 ani, au dispărut din centrul de servicii Piatra Neamț. Cele două fete ar fi plecat de bunăvoie de Crăciun și nu s-au mai întors. Dar cu mai multe detalii despre operațiunea de căutare a minorelor, ni se alătură Ramona Ceofu de la IPJ Neamț. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența! Bună dimineața, bine v-am găsit! Așadar, cum se desfășoară, iată, căutările și am înțeles că au plecat de bunăvoie, dar cazul a fost de-abia acum făcut public de către instituție. Da, este adevărat, cele două surori au părăsit instituția pe data de 25 decembrie, în jurul orei 16, una dintre surori, respectiv 21, cealaltă dintre surori. Mediatizarea s-a realizat ieri, în urma primirii acordului de mediatizare. Se desfășoară activități, de pe 25 am desfășurat activități de căutare ale acestora, atât în municipiul Piatra Neamț, cât și Roma, în locuri cunoscute ca fiind segmentate de către acestea. Avem încredere că le vom găsi în următoarele zile. Ce ipoteze sunt luate în calcul? La acest moment vorbim de două minore și sunt luate în calcul toate ipotezele, încercând să depunem toate eforturile astfel încât să le putem găsi. Ar putea fi undeva la rude sau să fi plecat, iată, undeva mai departe? Mediatizarea acestora a mai fost realizată public și în trecut, ele de obicei plecând la rudele acestora din municipiul Roman. A, deci nu este prima dată când fetele pleacă din centru? Nu, au mai fost mediatizate public. Ce ne puteți spune despre semnalmente și ce să facă cei ce le văd? Cu siguranță îi rugăm pe toți cei care le-au văzut sau au detalii despre ele să ne contacteze la numerele de contact de la IPJ Neamț. Oprea Ionela are înălțimea de 1,60 m și o greutate de 56 de kg, păr castaniu, mediu și ochi căprui, iar cealaltă surioară mai mică are o înălțime de 1,5, 43 de kg, păr șatien închis, mediu, ochi căprui. Fetele aveau următoarele detalii de vestimentație în momentul în care au plecat. Surioara mai mare era îmbrăcată cu o geacă de culoare neagră, pantalon tip jeans de culoare albastru și o cămașă în carouri de culoare roșie, fiind încălțată cu Adidas de culoare neagră. Iar oprea Estera Nicoleta era îmbrăcată cu o geacă de piele de culoare neagră, tricou și pantalon de culoare verde, cachi, fiind încălțată cu ghete de culoare neagră. Dar în momentul în care au plecat, spuneați că nu este, iată, prima dată. Fetele nu erau supravegheate sau cum? Din păcate, la acest moment, astea sunt detaliile pe care vi le putem oferi. Prioritar este să le găsim și să le aducem în siguranță în centru. Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Ramona Ceofu de la IPJ Neamț a fost în direct cu noi.